N-a fost să fie victorie, n-a fost să fie nici măcar egal și din nou un gol luat pe contră. Da, bună seara. Știam că adversarul o să joace așa, pe contraatac, dar până la urmă și neatenția noastră un pic, trebuie să fim mai atenți. Din păcate am pierdut un meci care l-am controlat în mare parte, chiar dacă poate în prima repriză n-am avut niște ocazii foarte mari, dar eu cred că am controlat și prima repriză și a doua repriză am controlat jocul din punct de vedere al posesiei și al construcției jocului, dar n-am reușit să marcăm. Din păcate am primit golul în secunda 30 în a doua repriză și v-am spus și din neatenția noastră, trebuie în care o să fim mai atenți, dar ne vă dați seama că e greu să pierzi un meci în care, eu zic, 80% ai controlat. Tactic, sunteți mulțumiți de cum a evoluat echipa? Da, din punctul meu de vedere, da. Băieții au vrut, au încercat, am încercat să-i deschidem. V-am spus, știam că vor juca contra-atac, am spus tot timpul să fim atenți la contrele lor, dar asta este. Știam că la faze fixe și la contra-atacuri sunt foarte puternici. Am încercat să jucăm, atât am putut. Cu toate acestea, circulația mingii n-a fost una tocmai favorabilă lui FC Botoșani. Au reușit repede de posedări în viteză și practic și asta a fost unul dintre motivele care a dus la acel contraatac de la gol. Da, până la urmă v-am spus, era secunda 30 în a doua repriză, de-abia ne așezasem, am pierdut o minge la mijlocul terenului, după care n-am mai reușit să, prin 2-3 oameni au ajuns foarte repede la noi în careu. Aici n-am blocat foarte repede mingea lor și ne-a driblat un pic cam ușor acolo în fața careului și au ajuns prea ușor la poartă. Cred că asta a fost, am văzut și eu imaginea și aici sunt, dar v-am spus, adică una peste alta, noi am controlat jocul din toate punctele de vedere, dar așa cum și noi am câștigat la ei atunci când am avut o fază fixă, acum s-a întors acest rezultat. Primul șut pe poartă de-abia în minutul 54. Da, vorbim despre primul șut pe poartă, într-adevăr, dar prin dinamica jocului încerci să duci mingea din aproape în aproape la poartă. Poți să tragi și de la 70 de metri, poți să tragi pe poartă dacă vrei statistică să ai șuturi pe poartă. Ideea am văzut și la marile cluburi și la marile echipe și în Champions League, mai auzeam foarte mult, Barcelona avea posesie și avea un șut pe poartă minutul 80. Ideea e cum duci jocul acolo, dacă îl duci din aproape în aproape sau dacă tragi de la poartă de la 30-40 de metri. Asta e ideea. Statistica e statistică, într-adevăr, aveți dreptate. Trebuie să ai mai multe șuturi pe poartă, să pui în pericol poarta adversă, dar nu este ușor pentru că cei de la voluntari s-au așezat în fața careului, chiar pe două linii și e greu să tragi la poartă pentru că imediat veneau și făceau presiune pe minge și atunci ai încercat să duci la margine, unul contra unul și să încerci să creezi superioritate ca să poți să finalizezi. Cred că ăsta a fost jocul. Normal, vorbim statistic, așa este. La final ați făcut două schimbări defensive, v-ați dorit să nu mai luați sau nu v-ați gândit că puteți nu, da? Nu defensive. A intrat atât Patache cât și Dican. Patache, care este un fundaș lateral și ați văzut că este un fundaș lateral normal în fotbalul modern, este ofensiv și am pus pentru că Snow nu mai, din punct de vedere fizic, nu mai putea și atunci l-am introdus pe Patache să vină cu o prospețime, să aducă mai multe mingi în fața porții, din centrări, să încerce să creeze superioritate. Nu e mișcare defensivă. Fundașii laterali în ziua de astăzi sunt foarte ofensivi. Iar pe Dican, pentru că nu aveam sub 21, jucătorii sub 21 pe care eu i-am, sunt Dican care pot să facă față cât de cât în Liga 1, sunt Dican și cu Perianu. Și dacă îl schimb, Perianu nu mai putea, dacă îl schimbam pe Perianu, nu mai aveam pe cine să pun. Vă dați seama, dacă mai aveam altceva, făceam o schimbare ofensivă, dar nu aveam și atunci la normal că l-am pus pe Dican acolo în fața apărării. V-ați supărat etapa trecută când v-a întrebat colega mea despre ceea ce a declarat patronul, dar nu pot să nu vă întreb și eu, pentru că și după meciul de la Chindia a declarat că sunteți definiția universală a fricii. Da, pentru că jucați foarte defensiv. Nu știu dacă la Chindia a fost defensiv sau acum a fost defensiv. Cred că am controlat jocul. Chiar și la Chindia am făcut un meci bun, în afara ultimilor minute, unde normal că este un pic această a jucătorilor teamă de a câștiga meciul și atunci te retragi fără să vrei, dar cred că am făcut un joc bun și acolo. Am avut ocazii, am dat goluri aici la fel, acum am avut un joc bun.
Am încercat să jucăm și cu doi atacanți și cu... Nu, niciodată n-am fost definiția fricii, niciodată nu mi-e frică de nimic. Este doar un joc din punct de vedere tactic, pentru că există și tactică în jocul de fotbal, nu este numai pay și la revedere, pentru că astăzi am făcut un joc ofensiv și am luat un gol și am pierdut. N-am făcut un joc defensiv și tot am pierdut. Deci în fotbal, în jocul de fotbal există și tactică și atunci trebuie să simți momentele. Normal, dacă ți ies, ești foarte, foarte bun antrenor, dacă nu ți ies, nu mai ești așa de bun antrenor. Deci fiecare la fotbal, sunt foarte mulți care își dau cu părerea și până la urmă e normal. Este o meserie în care nu poți să o controlezi 100%, depinzi de foarte multe lucruri și toată lumea poate să-și dea cu părerea. Meciul cu Mioveni? Meciul cu Mioveni este un meci de cupă, ne dorim să mergem mai departe, ne dorim să câștigăm, clar. Și la fel, ca și toate celelalte meciuri, și astăzi ne-am dorit să câștigăm, dar am spus, atâtea putem, până la urmă diferența o fac micile detalii, forma anumitor jucători, forma, gândirea lor atunci cum gândesc fracțiune de secundă, dacă atac mingea sau nu, dacă pun presiune, dacă pasez, dacă depinde de foarte multe lucruri. Mulțumim, mersi, seara bună!